Clubul ASEA Târgu Mureș a început pregătirile pentru noul sezon în cadrul Ligii I. Împătimiții sportului rege își vor putea achiziționa, începând cu săptămâna aceasta, abonamentele pentru partidele care se vor desfășura pe stadionul Transil. Prețul abonamentelor la tribuna 1 și 2 pentru locuri neacoperite este de 170 de lei. La tribuna 2 pentru locuri acoperite este de 220 de lei, iar pentru tribuna 0 costă 400 de lei. Pentru fiecare meci de pe teren propriu se vor scoate la vânzare bilete de acces numai în peluza 1. Prețurile acestor bilete vor fi între 15 și 100 de lei în funcție de adversarul întâlnit. Spectatorii care dețin abonamente vor beneficia de o serie de avantaje. Abonații din sezonul 2013-2014 Liga a doua vor beneficia de un discount de 10% la prețul abonamentului ales. Toți cei care vor achiziționa abonamente la partidele de pe teren propriu vor primi din partea clubului carduri de reduceri. În pauzele jocurilor de pe teren propriu vor fi organizate tombole doar pentru abonați, cu premii constând în materiale promoționale ASEA Târgu Mureș. La achiziționarea unui abonament, cei interesați vor avea asupra lor o copie după carte de identitate, iar pentru reducerea de 10%, obligatoriu abonamentul din sezonul trecut. Pe spatele copiei de buletin va fi trecut și numărul de telefon pentru a putea fi contactați în cazul câștigării unui premiu. Programul casieriei este joi și vineri între 16:30 și 20, iar sâmbătă și duminică între 9 și 12. Programul de vânzare al abonamentelor în perioada 21-26 iulie va fi anunțat ulterior. Miercuri 16 iulie de la ora 21 pe stadionul Transil, ASEA Târgu Mureș va disputa prima partidă oficială a noului sezon. Este vorba de partida din play-off-ul cupei Ligia de Plast în compania formației CSMS Iași.